să vă salut cu pacea Domnului Iisus. Într-un secol în care lumea zace în păcat și boală, mai prețioasă ca oricând apare urarea Apostolului Pavel din Romanii 16, acolo la versetul 22. Vă trimit sănătate în Domnul. Să-L urmărim, deci, astăzi seară, pe Cel care mai mult a vindecat decât a predicat, deși predica așa are rostul ei, totuși acțiunea aceasta a Mântuitorului de vindecare a lăsat dâre adânci în inimile tuturor celor care l-au urmat. Azi cu Dumnezeu 278. După cum calea unui râu cu apă purgătoare are malurile pline de verdeață produsă de el, tot așa Hristos poate fi văzut în faptele de îndurare care au marcat calea lui la fiecare pas. Să-L urmărim, deci împreună, pe Mântuitorul, într-un episod descris în Sfânta Scriptură, în drum spre casa lui Iair, unde este solicitat să realizeze vindecarea fiicei lui Iair. Dar, în drum, întâlnește un alt caz, un caz mai special, am spune. O femeie cu o scurgere de sânge de 12 ani. Cine dintre noi nu cunoaște acest episod? Având în vedere faptul că fiica lui era în caz de boală, nu aproape de moarte, totuși Mântuitorul nu s-a deranjat, n-a fost șifonat de faptul că a fost oprit. Totuși Iair, având în vedere că fiica lui era pe moarte, poate ne putem închipui nerăbdător la, așa ca un cal abia ții în zăbale. Totuși Mântuitorul, ca și Dumnezeu, cu planurile lui Dumnezeu, ca și aștii în vastul lor ce pui prestabilit, nu cunosc nici gravă, nici întârziere, avea control asupra tuturor scenelor. Și se oprește. Haideți să analizăm un pic cazul acestei femei. De 12 ani, ea avea o scurgere de sânge. Și mă gândeam, te doare ceva o oră, te doare o zi, o săptămână, o lună, un an, că piezi după un an de zile, dar aminte 12 ani. Un caz special. Cineva spunea, cheltuim sau risipim anii în viață, sau din viață, iar când ne îmbolnăvim, suntem aproape de moarte, cerșim clipe. Să vedem acum în ce stare ne aflăm noi, având în vedere faptul că această femeie avea o scurgere de sânge de 12 ani și faptul că în Levitic 17, 13, 14 găsim scris sângele e viață, în viață este sânge. Cum stăm noi? 12 ani, scurgere de sânge, noi, vlada noastră, puterea noastră spirituală, de câți ani se scurge? Am ajuns poate uscați ca munții Ghiboa. Și în acest context, urmărind acei 12 ani scurgere de sânge acelei femei, noi ca și comunitate, de N ani, scurgere de vlagă, de sânge, de viață spirituală, dar e un text care spune 1 Petru 1:9, am fost răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos. Deci, deși această viață se scurge, totuși s-a găsit și o răscumpărare prin sângele Mântuitorului. Această femeie mi se raportează că pierduse sau cheltuise toată averea sa cu medicii. Toată averea sa. A căutat ajutor unde? A căutat ajutor omenesc. Am spune noi, exclusiv, doar omenesc. Și textul spune în Osea 5:13. Când își vede Efraim boala, unde aleargă? În Asiria. Și vezi, boala, alegi prima dată în Asiria. Dar să vedem mai încolo ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Că la un curs dintre ăsta al fraților adventiști legați de sănătate, una dintre surori a pus întrebarea, sunt bune medicamentele? Sau doar produsele naturale să le folosim? La care eu, repede, eram verb atunci, medicamentele sunt droguri niciodată. Și dânsa a spus, zice, să nu spunem chiar așa. Și noi știm că astăzi, să nu spunem chiar așa. Sunt momente când
Și vă las pe dumneavoastră să completați. Starea ei, având în vedere faptul că cheltuise toată averea, starea ei, băi, vrem și noi un rezultat. Uite, am investit. Starea ei nu stagna, nu da înapoi, ci spune mai rău. Cum o fi? Să investești și să ai un rezultat mai rău. Îi rămăsese doar o dâră de speranță, rătăcită undeva prin cufărul inimii, al minții, nu? Dar prăfuită însă de așteptări în zadar, de dureri și deziluzii. Și cu siguranță că ajunsese la disperare. Dar zice cineva, durerea dă aripi gândirii. Durerea aceea o scânteie. Auzise despre Iisus, și noi știm, credința vine în urma auzirii, auzise despre Iisus, de vindecările săvârșite de El și speranțele s-au trezit. Și acum din acest text auzise despre Iisus, auzise ceea ce făcuse. Despre vindecările Lui și deja urechile s-au ciulit. Noi oamenii suntem de așa natură colmatați datorită conjuncturilor că suntem interesați de ceea ce noi avem nevoie. Ea fiind bolnavă, auzise despre vindecările Lui. Opa, recepție. Ia să vedem în continuare. L-a urmărit, după Evrei 12 cu 2 și noi, căpetenia desăvârșirii noastre, credinței noastre, să privim țintă. L-a urmărit pe malul lacului, în drum spre casa lui Levi Matei. Iar acum, în drum spre casa lui Iaie. L-a urmărit. Era sigură, spune Hristos Lumina Lumii, că dacă s-ar fi putut măcar atinge de el, ar fi fost vindecat. Un comentator spunea că există ca un fel de cântec în fiecare boală. Cine dintre noi n-a avut o boală, o problemă? Chit că te accidentezi pe parcursul vieții. Sau cine a auzit despre cineva care n-a avut nicio boală toată viața. Să vedem cum spune acest comentator, zice, carnea se emancipează sau sabotează sufletul și sufletul boicotează carnea. Pentru că noi ne manifestăm prin aceste trupuri. Spiritul se manifestă prin trupurile astea. De-aia spune că e cea mai mare comoară a muritorilor, sănătatea. Și se răzvrătesc una împotriva celelalte. Pe măsură ce infirmitățile se acumulează, suntem tot mai mult la bunul plac al trupului nostru, ale cărui capricii devin tot atâtea decrete. Ce spune corpul? Cam decret. Deci te miști, gândești în funcție de cum te simți. Ce spune corpul? Vedem, dar, cât de important este a-l păstra în cea mai bună stare a sănătății. În Plângeri 1, 12 spunea acolo, vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea. Cine dintre noi ar putea măsura vreodată durerea și să o pună pe o scară. Întreb, așa să spună, cutare mai dureros decât la cutare. Doar Dumnezeu știe. În schimb, există o lege, zice, limita unei dureri e o durere și mai mare. Și mai mare. Dar știe Dumnezeu. Se cuvine să facem o paralelă între ce a însemnat pentru această femeie aș pune încrederea în om și în Iisus. Pe secvențe. Cu oamenii cheltuise toată averea. Sau pierduse toată averea. Ce spune dincoace Mântuitorul? Prin cuvântul său. Evrei 12:3. Nu cumva să vă pierdeți inima. Nu cumva să vă pierdeți inima. Ioan 18:9. N-am pierdut pe niciunul din cei ce mi-ai dat. Și, în final, să spunem că la Iisus vindecarea este fără bani și fără plan. Dincolo toată averea, fără bani și fără plan. Cu oamenii Iisus îi rosise 12 ani. Iar la Mântuitor zice, o clipă. Clipa de aur. Oamenii au declarat-o de nevindecat. Ieremia 30, 12. Lovitura ta este de nevindecat. Și noi știm părerea iudeilor despre cei ce erau bolnavi. Păcătuși. Adică după ce era problema boala în sine, ei o accentuau, o dublau. Prin faptul că îl șicana, ești un păcătos. De aceea spune, ascu Dumnezeu 220, viața e prea scurtă, prea plină de durere. N-avem timp la dispoziție pentru a răni o inimă suferindă și încercat. Niciodată să nu facem. Și să ne amintim,
Zice, cel ce suferă are dreptul la mina prietenului chiar dacă părăsește căile Domnului. Chiar dacă. Asta la oameni. Au declarat-o de nevindecat. Mântuitorul ce a spus? Cantextul cheie. Îndrăznește, fică. Deci există soluție la Dumnezeu. Care a fost rezultatul aderării la părerile și actorul oamenilor? Mai rău. Iar la Mântuitorul, îndată s-a vindecat. Doctorii, deci oamenii, o așteptau ca pe un potențial client să le burdușească buzunarele. Le mărească averea. Din coace, de fapt, nu femeia l-a căutat pe Domnul Hristos, după Efeseni 2 cu 10, zice, umblăm în faptele bune, pregătite de Dumnezeu, ca să umblăm în el. Și atunci, zice, Iisus o atrăsese cu funiile iubirii sale să o vindece și să o fericească. Care este ideea generală cu privire la starea cuiva, stare de boală? Iacov spune, este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Tu auzi strigătele celor ce sufăr, Doamne, făcându-și loc prin mulțime, iarăși Hristos lumina lumii, Iisus ajunse aproape de locul unde se afla ea. Deci cine a căutat pe cine? Femeia făcuse, să spunem, un pas, iar Mântuitorul, să spunem, o mie. Deci, de fapt, Iisus o atrăsese. Urmărea acest caz. Isaia 55, versetul 6. Chemați-l câtă vreme este aproape. Ajunsese aproape Iisus. Iar Romanii 13, acum chiar mântuirea este mai aproape de noi, ca să facem o aplicație și la noi, decât atunci când am crezut. Pentru a realiza acest aproape, să vedem ce a făcut Mântuitorul. Deci, însuși termenul de aproape nu înseamnă complet, înseamnă că îți lipsește ceva, mai trebuie ceva până la plinătate. Aproape. Pildele Domnului 220. Aproape mântuit. Vei fi mântuit? Nu. Dacă ești doar aproape, sau în altă parte spune, tu nu ești departe de. Asta înseamnă că era aproape. Dar nu desăvârșit. Nu acolo. Nu în Hristos. Asta înseamnă de plin. Împărăția cerurilor s-a apropiat. Dar asta nu înseamnă că tu ești acolo. Pentru a realiza acest aproape, zice, Domnul Hristos căuta calea sau cheia spre a ajunge la fiecare inimă. Cum inimile sunt diferite, erau necesare chei diferite. Și Iisus își croia drum spre inimile oamenilor, interesându-se de lucrurile care îi interesau. Iată punctul de pornire. Când par străini pe lume, spune o poezie, și griște îngenunchează, nu dispera, ci crede că Dumnezeu veghează. Durerea ta o știe și zbuciumul ți-l vede. În rugă pleacă fruntea și în grija lui te încrede. Că orice suferință ascunde în miezul ei un bob de fericire ce aruncă apoi scântei. Care să fie bobul de fericire ce aruncă scântei din... Spuneam acolo că în orice boală e ca o melodie. Care să fie strălucirea din această boală, din acest caz? Vom vedea în finalitate. Noi o știm, dar haideți să o mai rumegăm un pic. Următoarea mișcare, ajungând acolo Mântuitorul aproape, următoarea mișcare a cui trebuia să fie? Trebuia să fie a femeii. După 1 Corinteni 3, 9, împreună lucrător cu Dumnezeu, în alta noastră chemare, 307, dezvoltă lucrul acesta. Să vezi ce frumos, am stat și mă gândeam așa. Locuiești undeva la o casă, o curte, și vine la tine în vizită Dumnezeu. Conștiința este un sanctuar în care Dumnezeu însuși nu intră neinvitat. Este acea cameră sfântă interioară în care sufletul hotărăște. Dumnezeu ce face? Impresionează. Dumnezeu îndrumă. Dumnezeu a scris, dar Dumnezeu nu forțează. El nu va intra și nu va permite nimănui să intre afară de cazul în care omul însuși permite. Iată, și ne întoarcem la acel tablou, cu o casă, cu o curte, noi înăuntru acelei case, ușa închisă, poate chiar încuiată. Iată, Dumnezeu așteaptă în curte. Deci Domnul Iisus așteaptă în curte. Se odihnește în prag,
E un gentleman, el nu forțează. El stă la ușă și bat. De ce nu intră? De ce nu intră? Comentatorul spune, comentatoarea spune. Deoarece conștiința este liberă, omul nu poate fi tras la cer. Trebuie ca el însuși să fie la vâsle, cum se spune, și să lucreze împreună cu Dumnezeu. În emoție ei, spune serva Domnului, Hristos Lumina Lumii, în emoția ei n-a fost în stare să-i vorbească. Doar a putut o clipă să-i zărească fața. De teamă să nu piardă singura ei ocazie, zice că s-a înghesuit, a izbutit să-l atingă și să-i atingă doar marginea veșmântului. Dar în clipa aceea știu că era vindecată. În această unică atingere era concentrată credința întregii ei vieți. Fraza s-a sfârșit. Am putea pleca, dar haideți să revenim un piculeață. Zice, în emoția ei, de fiecare dată când avem o întrevedere cu Iisus, nu putem veni așa oricum. Bă, ne tragem și repede. În emoție ei, o teamă sfântă. N-avea nimic care să o recomande înaintea lui Iisus. În emoție ei, să-i vorbească, n-a fost în stare. Iar își revin. Ce o recomanda înaintea lui Dumnezeu? Nefericirea n-are loc în universul cuvintelor, spunea cineva. N-are loc. O clipă i-a zărit fața, spune textul. Și acum să nu trecem mai departe. Ne închipim că suntem acolo. Pentru o clipă am zărit fața Mântuitorului. Dar dacă acea privire a Mântuitorului, când a privit-o, era una încruntată, una de respingere, mai avea curaj femeia să se înghesuiască? Și atunci ne întrebăm, ce privire, ce privire a observat de a avut curajul să se înghesuie, să realizeze că e clipa de aur, că este o chemare. Cu siguranță, o privire iubitoare, o chemare iubitoare. Singura ei ocazie. Luca 8:42. Doar un singur lucru trebuiește, și anume, spunem noi, Iisus. Efeseni 4:5. Un singur Domn, o singură credință, un singur botez. O singură credință mântuitoare, o singură credință care vindecă. Credința veritabilă. Matei 19:17. Binele de câte feluri este? Unul singur. Singura ei ocazie. Și atunci ce a făcut? A dat din coate. S-a înghesuit. Spune, împărăția cerurilor se ia cu ună, cu năvală. În clipa aceea a știut că s-a vindecat. Când s-a vindecat femeia? Îndată, în clipa aceea. Au mai fost cazuri în Sfânta Scriptură, scurt le relatăm. Zice Marcu 5:29. Îndată a stecat izvorul sângelui ei. Matei 8:3. Îndată a fost curățit de lepra lui, leprosul. Matei 20:34. Îndată orbii și-au recuperat vederea. Marcu 2, îndată slăbănogul s-a sculat. Marcu 7, îndată i s-au deschis urechile și i s-a dezlegat limba. Ioan 5:39 și ne oprim aici. Îndată omul acela s-a făcut sănătos. Slăbănogul de 38 de ani. Adică nu că avea 38 de ani. De 38 de ani era în starea aceasta. Și atunci, ce concluzie tragem? Când umblăm după voia lui Dumnezeu, împlinim condițiile, Dumnezeu, când intervine personal în vindecare, El nu amăgește, El nu întârzie, ci pe loc și plenar vindecă. De acord? Îndată. Îndată. O mică atingere. O unică atingere. Acum, ce observăm de aici? Că n-a atins de două ori sau de mai multe ori. Nu prin încercări, prin tatonări, printr-un fel de alba neagră, ci o singură dată hotărâre. O unică atingere. De ce s-a atins? Inițial dorea să-l atingă. Dar în fapt ajunge că atinge marginea veșmântului sau coala, care era cusătura sau tibul. Are loc episodul retragerii. Hristos Lumina Lumii relatează că femeia, plină de recunoștință, a încercat să se retragă din mulțime. Nu nerecunoscătoare. Recunoscătoare. Dar s-a retras așa, pe tăcute. Cine s-a atins de mine? Întreabă Mântuitorul. Cine s-a atins de mine? Iarăși este necesar un comentariu.
lumea îl îmbulzește pe Iisus. Ar fi o idee. Și am putea spune, chiar lumea creștină de astăzi îl îmbulzește pe Iisus. Foarte puțin care să nu mărturisească a fi creștin. E la modă a fi creștin. Deci lumea îl îmbulzește pe Iisus. O altă idee este aceea, carnea se îmbulzește. Carnea se îmbulzește. Există o expresie în popor, zice, cu ghiotura. Cu ghiotura. Carnea se îmbulzește, dar credința atinge. Delicat și decisiv în același timp. Hristos, Lumina Lumii 2.2.1. Hristos deosebea atingerea credinței de atingerea întâmplătoare a mulțimii nepăsătoare. Acea mulțime. Nepăsătoare. O asemenea credință și cât de mult s-a bucurat Mântuitorul că a prins această situație, această credință trebuia discutată, nu? Pusă pe tapet. Acum, permiteți-mi să expun înaintea dumneavoastră trei exemple din Sfânta Scriptură, având ca moto așa din Matei 17:20, să zicem. Da, ați avea credință cât un bob de muștar, ați teleporta muntele în mare. Corect? Și acum trei cazuri. Primul, Marcu 5:23, ultima parte. Vino despune mâinile peste ea ca să se vindece și să trăiască. Ce cere aici? Să se deplaseze de acolo de unde este Mântuitorul, să parcurgă acea distanță, să ajungă și să atingă acea persoană pentru vindecare. Deci Iair cere lucrul acesta, în Marcu 5:23. Al doilea caz al acestei femei, că este în templu, Matei 9:21. Doar dacă mă voi atinge de haina lui, mă voi vindeca. Deci iată ce presupunea. Apropierea, dar nu neapărat să se atingă de el, ci doar de veșmântul său. Și al treilea caz, cazurile fiind mai multe, dar doar acestea trei. Așa, ca să ne facem o idee. Sutașul, Matei 8:8, ultima parte. Zi numai un cuvânt sau spune numai un cuvânt și robul meu va fi vindecat. Acum să ne gândim și în alt punct de vedere. Sutașul, așa ca un ajutor, pentru cine cerea solicita vindecarea? Pentru rob. Pentru un rob. Iair solicită pentru fica lui, iar femeia aceasta pentru ea însăși. Și acum vă întreb dumneavoastră, care credință vi se pare că este un miracol, am spun. Și acum să luăm și altfel. Iair, mai marele sinagogii, femeia care era din popor, din Israel, nu? Și sutașul care era un păgân. În mintea mea am pus sutașul înainte, apoi femeia, după care pe Iair. În mintea mea, dumneavoastră, puteți să faceți altfel. Femeia ajunge în situația când Mântuitorul spune cine s-a atins de mine, am simțit ieșind din mine o putere, în situația să mărturisească. Ea mărturisește, dar care au fost motivele pentru care Iisus a oprit-o pe femeie din drumul său și a dorit să facă publică această vindecare. Care ar fi acele motive? Am găsit trei în Hristos Lumina Lumii. Zice, o asemenea credință trebuia dezbătută. Doi, zice, voia să o bucure, să o mângâie, să o fericească pe femeie. Să întărească credința. Și trei, să fie o încurajare pentru ucenici până la sfârșitul timpului. Deci nu numai pentru acei ucenici, ci și pentru noi până la sfârșitul timpului. Cor mai fi, nu le negăm. Cor mai fi motive pentru care. S-a atins de poal hainei. Nu e prima dată când Mântuitorul s-ar fi atins de cineva sau cineva l-ar fi atins pe Mântuitorul. Găsim cazul în Scriptură, în Matei 9, de exemplu, zice, s-a atins de ochii lor, zice Mântuitor. Marcu 10, i-au adus niște copilași să se atingă de ei, deci se considera atingerea Mântuitorului ca fiind una deosebită. Luca 6:19, chiar tot norodul căuta să se atingă de el. Și acum, având în vedere că se atinsese acel veșmânt, cu siguranță superstiții, nu mergem la Sfintele Moaște, ne atingem și nu știu cum, chiar dacă în Scriptură se vorbește la un moment dat despre atingerea de niște oase, e cu totul altceva acolo. Noi oamenii suntem tentați să le punem pe toate în aceeași oală. Nu prin atingerea exterioară de el,
ci prin credința care a luat în stăpânire puterea lui de vindecare, s-a creat această vindecare, spune Serva Domnului. Iisus n-a dat loc superstiției, a bărit ca ea să recunoască bine. Deci a pus în discuție ca să clarifice cum s-a creat vindecarea. Nu că ne-am atins acolo. Cum era cealaltă mulțime? Mulțimea nepăsătoare. În alte situații, cei care erau deschiși la inimă au auzit la suta de luce, pentru ceilalți erau doar un tunel. Iisus dorea ca ea să recunoască binecuvântările primite. Darurile pe care le oferă Evanghelia nu trebuie câștigate în ascuns sau folosite în taină. Din cei 10 leproși vindecați, doar unul s-a întors să-i dea slavă. Așa fac oamenii și astăzi. Întrebarea pe partea finală. Suntem noi, astăzi, individual, doritori a primi asemenea acestei femei vindecare? Și întrebarea a doua ar fi când? Cine nu dorește vindecare? A trebuit să o dorești plenar, 100%. Nu aproape, ci 100%. Când? Astăzi Dumnezeu ne pune această întrebare. Ziua, ora, clipa. Ziua, ora, clipa. Când? Și ne spune la fiecare în parte. Când dorești vindecare? Când te hotărăști să îndeplinești condițiile? Păi să vedem. Ziua. Geneza 41:9. Mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Spuneam mai mare de paharnicilor lui Farnam, în legătură cu Iosif. Evrei 3:7. Astăzi, dacă auziți glasul lui, luați măsuri. Pâinea cea de toate zile dă-ne nouă când? Astăzi. Nu? Astăzi. Luca 19:5. Ia să vedem ce frumos îi zice. Zachie, dă-te jos de grabă. Căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și noi, poate toți, avem statura lui Zacheu, dar mă refer la statura spirituală. Căutăm modalități în viața noastră, dar privim pe Mântuitorul cumva de sus. Dar când, de fapt, modul corect de a privi la Domnul Hristos este de jos în sus. Să nu uităm. De jos în sus. Privind spre Mântuitor. E modul corect. Și făcând lucrul acesta, ne bucurăm împreună cu textul din capitolul 19, Luca, versetul 9. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Și la Zacheu, și la noi. Deci ziua, ora, clipa. Ziua am văzut-o când? Astăzi. Să vedem ce oră. Ioan 4:23. Vine ceasul și acum a și venit. Acum, în ceasul acesta. Ce clipă? Iată că acum este momentul potrivit, astăzi este ziua mântuirii. Deci am văzut și ziua, și ora, și momentul. Acum spune că Iisus trebuie neapărat, dacă dorim într-adevăr ceva de lungă durată, să devină atât medic cât și mântuitor personal. Hristos Lumina Lumii, ne întoarcem aici. Domnul dorește să lăudăm purtând amprenta individualității noastre. Fiind chei diferite, modalități diferite, diferiți suntem, dar în modul nostru individual să lăudăm. Să ținem proaspăt amintirea fiecărui dar de la Dumnezeu. Și acum e încă o lege. Încă o lege. E mai mare încurajare pentru noi în cea mai mică binecuvântare primită de la Dumnezeu. Experiența noastră mică. M-a ajutat Dumnezeu să... pe mine. Decât în toate experiențele și credința pe care am auzit-o de la ceilalți. Cea mai mică. E important e că avem relația noastră personală. Bolile fizice ne determină viziunea asupra lucrurilor și hotărăsc direcția ideilor noastre. Dar nu există boală de